domnișoarelor, doamnelor și domnilor, introducerea acestei serii de poezie pe care ne oferă la început de primăvară doctorul Dionisie Dubinciuc, cu ocazia lansării celei de-a patra cărți asta de poeme, introducerea a făcut-o la chitară, un chitarist de talie națională și nu numai, și de talie internațională, Adrian Manolovici. Este și autorul, cel care a înființat o academie de chitară în capitala țării, nu? Așa am informabil. Îi mulțumim și la sfârșit ne va delecta cu un mic concert. Ați văzut că editura Antimi Vireanu și doctorul Dionisie Dubinciuc, pe care îl sărbătorim astăzi împreună cu această carte a sa, v-a oferit ca dar de primăvară 2012 această carte. Cred că fiecare dintre dumneavoastră sunteți în posesie acestei cărți. Cine nu o are, la sfârșit o va primi. Și doctorul Dubinciuc, așa cum a promis și prin paginile ziarului, la urmă va organiza aici o sesiune de autografe. Așa că fiecare se va duce acasă cu o carte și cu un autograf. Să-l aplaudăm și să-l mulțumim pentru toate. Sunt de principiu și de curând am venit de la București, unde la Centrul Titulescu, Centrul European Titulescu, și de la Bursicen și Ploiești, unde a avut loc zilele Nichita Stănescu, unde a avut loc de asemenea un maraton de lansări de cărți, vreo 22. Deci sunt de principiu, așa cum se practică la casele mari, ca despre o carte să vorbească cei care au citit-o și să vă facă o introducere până când toți o vor citi. De aceea, ca director al editurii, am dat înainte această carte scriitorul Dor Mățoc și lui Neru Bredescu, un veritabil critic de artă. La început, aș vrea să vă spun, dragi prieteni ai poeziei, că doctorul Dionisie Dubinciuc, poemele sale, pentru că toți suntem la început de primăvară, cu acest adie, ca un vânt cald de primăvară, o să vă dați seama, ne mângâie, ne alină dureri, dar și în unele poeme ale sale înțeapă zdrave pe cei ce astăzi mistifică viața, falsificând adevărul. În unele poeme ale sale crocotesc vibrări împotriva celor ce ne poartă pe valul de minciună. Totuși, marea majoritate al poemelor domină iubirea, singura legitimare a vieții noastre pe pământ. Despre autor și despre cartea sa, cum v-am anunțat, va vorbi scriitorul Doru Mățoc și criticul de literar profesor dr. Ion Predescu. De asemenea, la sfârșitul acestei serii de poezie, îl vom invita pe autor să ne ofere câteva cuvinte din partea
partea sa și apoi câte un autograf. Cred că am fost primul după autor care a citit această carte și am hotărât să mi-am și extras câteva note. Am discutat cu autorul, a finisat-o pentru tipar și am fost, cred că, primul care a citit-o, nu domnul, poate înaintea celor și de familie. Volumul său se deschide cu un poet foarte frumos. Două suflete. Sufletul poetului e un soare ce apune, ca la orice om, pentru că pentru fiecare dintre noi vine o vreme, cum spune Dumnezeu. Tristețea îl învăluie, copleșindu-l, împăienindu-și uneori gândurile. Surpriza plăcută după tristețe, o surpriză frumoasă, surpriza vieții, simfonia iubirii, îl plimbă prin palatul viselor, în mirosul florilor de toamnă târzie. Își regăsește bucuria prin vers. În jurul său, deși este bucurie și tristețe, predomină viața, viața care este bine să o trăiești atâta timp cât să o trăiești frumos în iubire, atâta timp cât Dumnezeu ți-a dat, câte zile ți-a dat. Am să vă citesc și câteva versuri, dar mai întâi ar vrea să știți că el, poetul, este și un, nu numai un îndrăgostit de vers, de metaforă, dar și un îndrăgostit de muzică. Se gândește bună oară și la muzica de final într-un poem, când va vrea să prindă lumina în palmă ca să o strecoare printre abisuri, când va vrea să cânte în surdină dulcea sa iubire. Când am citit acest vers, eu m-am gândit la Marilena, soția sa. Înainte de a citi versul, aș vrea să domnul doctor Dionisie Dubinciuc, ca nimeni altul până acum, a dat poemelor sale vreo 3 sau 4 motouri. Aș vrea să vă citesc primul motou. Trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima, pentru că una din ele chiar va fi. Între anotimpuri. Am ales acest mic poem pentru că ne aflăm chiar între anotimpuri. Am părăsit un anotimp timp greu, iarna, care ne-a dat multă bătaie de cap, și iată, am pătruns foarte rapid în primăvară. Mi-e dor de vremea când norii mângâiau cerul în val de poezie, iar stropii mari de ploaie îi dau grădinile și vesile cu metafore de simfonii. Mi-e dor de poezia revenirii la viață, de cromatica florilor de senzație. Astăzi, copacii cântă melodia sfârșitului de vară, arbuștii suspină după lumina gustarului, toamna începe să ruginească, iar florile recită senzaționala trecere a vremii prin răciune.
Vă mulțumesc, domnule doctor Dionisie Dumitru Petru, că ați predat această carte editurii pe care o conduc și vă mulțumesc pentru că și celelalte cărți au apărut tot la editura Antimivirea. Deci este un îndrăgostit de această editură. Și n-aș vrea să închei fără să spun două vorbe despre un prieten al nostru comun care i-a ilustrat toate cărțile. Este vorba de Dan Cioca, pictor și grafician cu expoziții de răsunet în marile orașe ale României, dar și în foarte multe țări de pe meridianele lumii. Spuneam unui coleg înainte, gazetar, înainte de a începe această reuniune închinată poeziei, că Dan Cioca, 25 de ani, a trăit la New York, în Statele Unite, fiind grafician la foarte mari ziare din Nord America. De asemenea, el a semnat foarte multe spectacole, scenografia de teatru, a fost și la televiziunea română. Este un pictor care n-a putut să vină, își cere scuze, dar vă transmite salutul său pentru că a fost de câteva ori prezent aici și iubește Vâlcea, mai ales că el acum trăiește la Breaza și se pregătește pentru un turneu european cu o expoziție itinerantă. Vă mulțumesc!